Dragi telespectatori, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Confesiuni. De data aceasta o am în platou pe actrița Claudia Motea, venită de la București. O să vorbim mai multe despre biografia ei pe parcursul emisiunii. Este venită la Iași pentru un eveniment despre care o să vă spună mai multe invitata noastră. Bun venit la Iași, Claudia! Bine v-am găsit! Bine și te-am în platou găsit. Apolonia da. TV. Și bine v-am găsit pe voi, dragi telespectatori ai acestei televiziuni, pe care eu o îndrăgesc foarte mult. Și am venit cu inima deschisă în Iași, am ajuns azi noapte și mă gândeam așa, priveam, stau la un hotel în apropierea Palatului Culturii și mă gândeam ce voi face eu mâine. Mâine mă voi duce la Apolonia TV și am simțit o stare de bine în momentul ăla, chiar dacă zburasem, chiar dacă am avut o zi grea ieri. Deci, mulțumim. Vin cu un sentiment de bucurie și totodată cu inima deschisă. Sper să rămâi până la sfârșitul emisiunii în această stare sau chiar să o amplifici în mod pozitiv. Să o amplificăm. Să o amplificăm, da. Cu ce eveniment ai venit la Iași? Ne aflăm în preajma comemorării lui Mihai Eminescu, trebuie să spunem, și evenimentul acesta este legat, dar în ce va consta el? Am venit cu un recital eminescian. Se intitulează Eminescu, Veronica Micle, Dragoste Eternă. Este un recital care are la bază scrisorile dintre Mihai Eminescu și Veronica Micle, dar ele sunt transpuse scenic și totodată scriitoricește datorită mie. Eu am făcut un colaj ca niște prelucrări ale lor. Asta nu înseamnă blasfemie, că zici, cum, l-ai atacat tu pe Eminescu și l-ai schimbat și așa. Nu. Tot ceea ce am citit și tot ceea ce am învățat pe de rost înainte, versurile lui Eminescu și ale Veronicăi Micle, le-am lăsat pur și simplu de-a lungul timpului, mai bine de 2 ani, să se topească în mine și le-am transcris în proză. Și am făcut un fel de piesă de teatru, poeme teatrale, într-o interpretare inedită, Claudia Motea. Și prima încercare am avut-o la Palatul Parlamentului în urmă cu 3 ani, când am prezentat un fragment din acest recital și s-a bucurat de succes. Și atunci am zis, dacă a fost primit în modul acesta, la modul cel mai frumos, haideți să continui mai mult. Și am continuat cu acest recital eminescian la Ateneul Român din București. Am fost și am jucat și pe scena Ateneului din Focșani. Am fost invitată de diasporă, de Uniunea și Liga Societăților Româno-Americane din Los Angeles și am prezentat acest minunat recital cu Eminescu și Veronica Micle în Los Angeles și anul trecut am fost în Chișinău și la Teatrul Național Eugen Ionesco am fost invitată cu o piesă puși la mouă de la etajul 13 scrisă de Mircea Mei Ionescu și în regia lui Vlad Stănescu de la Teatrul Național din București. Am jucat-o acolo și într-o joacă le-am spus și despre acest recital și li s-a părut foarte, foarte interesant și au zis, știi ce, dacă tu te simți în stare, uite acum facem un spectacol cu P. O oră va fi pentru puși la mouă de la etajul 13 și o oră fă acest recital. Și pe scena Teatrului Național Eugen Ionesco, cum să zic, a fost mai mult și cu improvizație și cu toate, a fost un spectacol spontan și un spectacol care a venit fără să mă aștept la el. Am fost acolo, a venit și televiziunea din Iași, TVR Moldova, și au zis, tragem și noi câteva segmente. Dar când au văzut, s-au lăsat cuprinși și au televizat, au filmat tot spectacolul și chiar se dă pe postul TVR Moldova în Chișinău. Deci asta a fost așa o mărturisire, n-am mai mărturisit la nimeni traiectoria acestui recital. Acum aici la
în Iași, unde sunt extrem de onorată pentru că este pentru prima dată când joc în Iași și mai ales să joc ceva ce ține de Eminescu și de Veronica Micle. Am venit cu acest recital, nu va fi în întregime, va fi un fragment de o jumătate de oră și la acest recital am introdus anumite lucruri care într-adevăr să fie ca un omagiu adus lui Eminescu și Veronicăi Micle la împlinirea celor 130 de ani de la dispariția lor. Toată lumea știe și anul ăsta chiar și la București, pentru că pe data de 6 iunie am fost și am recitat din Eminescu și din Veronica Micle din nou la Palatul Parlamentului. Acolo au loc anual două evenimente cheie eminescene. Este vorba despre aniversarea lui Eminescu în luna ianuarie și comemorarea lui în luna iunie. Și în toată țara se întâmplă. În toată țara, dar acolo este, cum să zic, se închiriază sala, se știe, uite, de acum se știe pentru la anul, pentru ianuarie. Și atât am devenit de dependentă de aceste două sărbători, încât oriunde aș fi în lumea asta, eu știu așa, măi, eu trebuie în ianuarie sau în iunie, dacă pot și trebuie să pot, să fiu în România, pentru că în momentul în care eu vorbesc despre Eminescu, este ca o mărturisire și ca o, cum să zic, un respect pe care îl aduc culturii și chiar teatrului românesc. Este foarte frumos da. Ceea ce spui, că te întorci de fiecare dată în țară ca să fii alături de Eminescu în aceste două momente. Am văzut că ți-ai făcut lecțiile și ne-ai adus un fragment, nu? Nu, ăsta este imnul tineretului eminescian. Așa. Este un imn care se va lansa mâine la Palatul Culturii. Este un imn scris de Adrian Sărmășan. Versurile și muzica aparțin acestui artist. Și mâine, cu o mulțime de copii, am înțeles că sunt în jur de 100 de copii, se va lansa acest imn al tineretului eminescian, care se va înregistra și se va face un CD-ul. CD-ul care se va lansa pe data de 28 iunie la Parlamentul României în cadrul unei festivități, să zic eu, de suflet scriitoricesc, pentru că pe data de 28 iunie se vor fi premiile, se vor decerna premiile Eminescu, jurnalistul, din partea Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România. Există un astfel de premiu? Există premiile de făcute de Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România. Și acest CD-ul se va lansa acolo. Pot să spun că este și de cine este produs? Sigur. Producție Libris. De fapt, Asociația Culturală Libris Brașov s-a împreunat cu Asociația Arlechin din Botoșani și realizează acest CD-ul. Partea artistică revine Asociației Arlechin și înregistrarea și distribuția CD-ului revine Asociației Culturale Libris. Eu așa. La acest lucru, ce voi face? Voi înregistra și eu o rostire a acestui imn, dar nu va fi în timpul imnului, va fi separat. Deci acest CD-ul va fi cu acest cântec și totodată cu o recitare de-a mea. Okay. Recitare pe care o voi face în studiourile din București săptămâna viitoare. Și poți să o faci acum? Eu o fac, dar acum fac o primă citire. Este o a doua citire, să zicem că a fost o avantpremieră zilele trecute în București, pentru că nu m-au lăsat bucureștenii mei, m-au chemat acolo și știau de acest moment pe care îl vom avea la Palatul Culturii din Iași. Este, chiar este un lucru extraordinar, consider eu. Și acum este, să zicem, premiera în televiziuni, pentru că, practic, aici se dă startul acestui imn al tineretului eminescian. Spune așa: Eminescu este cântul ce se naște în toată zarea, când se aude în sălci vântul și în ochi ne plânge marea. Eminescu-i bucuria dorului
de adevăr. El e toată poezia, de la nufăr până la măr. Eminescu e cuvântul, de pe frunți și de pe ramuri, e lumina și avântul României între neamuri. El e raza nemuririi adunată într-un dor, e luceafărul vorbirii, geniul blând prins într-un nor. Eminescu n-are porți, se citește în orice limbă, e iubirea dintre sorți, o lumină ce ne plimbă. Eminescu e copilul, dintr-un cosmos ireal, este flacără și trilul, este flacăra și trilul din Moldova în Ardeal. Eu cred că o să aibă succes, mai ales că niște copii talentați și minunați vor cânta acest cântec și va avea un efect, într-adevăr, un ecou în inimile tuturor oamenilor, tuturor românilor, de toate vârstele, pentru că chiar dacă este un im al tineretului eminescian, Eminescu este nemuritor și Eminescu există în noi toți, mai ales în români. Foarte frumos. Da, chiar ți-a plăcut imnul? Bine, o să fie un refren, o să fie așa și acum eu citesc. Când va fi cu interpretare, când va fi înregistrat, va fi cu pauze actoricești, da. Deci, dar aici nu ne permite și, timpul da. Să... Da. Va fi altceva. Dar mulțumesc mult pentru că am început chiar așa. Noi îți mulțumim pentru că era necesar acest omagiu și am văzut cu câtă dragoste vorbești și smerenie față de acest poet național. Mă întrebam dacă ai încercat să-l duci și în afară, pentru că ai călătorit atât de mult, dacă ai avea curajul să duci un astfel de spectacol și în afara țării. Uite, vezi, hai să zic, ieri am pus, și îmi pare rău că n-am afișul cu mine acum, pentru că ieri, în ultima oră, înainte de a pleca la avion, am primit pe WhatsApp afișul. Și este cu mine, așa, într-un cadru de Veronica Micle și față-înfață cu mine profil este Eminescu. Și acolo tot anunțul textual. O să-mi trimiți ca să-l arăt. Da, și ar fi frumos dacă ai putea să-l arăți. Și l-am trimis și-o mai departe, așa, știi, uită-te și dă, citește și dă mai departe. Și chiar am primit un mesaj de la doamna Anca Opriș, fosta ambasadoare a Elveției. Mă știe pentru că în urmă cu vreo 4 ani am fost și am jucat acolo, fiind invitată de ambasadă și de clubul româno-elvețian din Luțern, Elveția, și am trimis acest afiș. Vroiam să știe lumea, dar nu să știe de mine, să știe că acum noi suntem în spirit eminescian și trebuie tot să simțim bătaia inimii lui Eminescu. Și la cam o jumătate de oră am primit un mesaj, splendid, succes. Spune-mi cam ce ar trebui să fac, pentru că sunt interesată de acest spectacol, ca să-l aducem și aici și în mai multe orașe, în Lyon, cu siguranță, dar și în mai multe centre culturale de aici, din împrejurimi. Îți dai seama că... Iată că am prevăzut cumva. Da, ai prevăzut și într-adevăr așa e. Dar vreau să spun că acest recital eminescian l-am făcut în Los Angeles și l-am făcut... Eu de obicei refuz să joc în restaurante sau în... Nu, eu joc oriunde și îmi iubesc carta și vreau să transmit mesajul meu artistic oriunde în lume. Dar de obicei evit să joc în cârciumi, pentru că acolo se înțelege eronat și nu pot, oricât aș fi eu de actriță și oricât aș vrea eu de mult să desăvârșesc carta și să trimit mesajul meu artistic la spectatori. Există acele lucruri, acele... împrejurim, știi, și lucruri care împiedică, înțelegi? Împiedică mesajul să ajungă la spectatori. Și atunci evit cât pot sau refuz și zic, domne, nu se poate, ăsta este Eminescu, eu nu pot să-l joc aici. Dar l-am jucat într-o sală de evenimente, bine, foarte elegantă era, cu mese în preajmă și
pur și simplu am recitat Eminescu și am făcut acest spectacol de proză printre spectatori. Și chiar am ales, adică una dintre scrisori o adresam la un spectator, vreau să spun că oamenii erau fascinați și atât au crezut în, în jocul meu și atât în vorbele pe care le spuneam, încât mă impresionau momentele alea, adică vezi tu Veronica și plânge pentru că este un tumult în scrisorile ei, prin scrisorile ei se transmit multe sentimente, cei 17 ani de iubire dintre ei au fost condimentați cu atâtea stări și atâtea sentimente, de la sentimentul suprem al iubirii până la ură, până la disperare. Cum se întâmplă în fiecare dragoste mare, da, până la urmă. Și să nu uităm acest lucru, pentru că de ce s-a sinucis Veronica Micle? Toți știu că acum se împlinesc 130 de ani de la moartea lui Eminescu. Dar nu mulți oameni știu că la numai 50 de zile de când a murit Eminescu, Veronica s-a sinucis cu arsenic la Mănăstirea Văratec. Deci, imediat după ce Eminescu... Da, puțin de ea. Da, da. Și deci se împlinește... Îți dai seama ce iubire, ce dragoste cu năbădăi a fost între ei doi, dacă ea n-a mai putut să reziste. Și zicea, ea zicea chiar la un moment dat, eu n-am nicio lege, eu n-am niciun Dumnezeu. Lăsați-mă ca poezia lui Eminescu să fie tot ceea ce am mai sfânt pe pământul ăsta și în viața mea. Și când a aflat despre moartea lui Eminescu în acea dimineață de 15 iunie, el a murit în sanatoriul doctorului Șuțu, n-a zis o vorbă, a intrat într-o depresie totală, s-a dus și s-a aruncat asupra unei foi de hârtie și a scris acolo Raze de lună, poezia ei, în 20 de minute. Și după aceea a luat hotărârile celelalte care urmau. Riscăm, deci asta a fost. Riscăm, Claudia, să vorbim doar de Eminescu și Veronica, da, Micle. Și, nu, și da, totuși atât, totul e. Tu ești invitată a acestei emisiuni și pe mine mă interesează foarte tare trecutul tău. Pentru că nu știu nimic, de exemplu, când a intrat pasiunea aceasta a actoriei în viața ta? Păi de când mă știu eu, cred că a intrat. De când eram mică și mă jucam în fața blocului cu toți... colegii mei, prietenii mei din fața, de bloc, așa, de la școală. Eram un cartier și știi cum erau, cum sunt de altfel cartierele. Unde ai crescut? M-am născut la Târgu Jiu și am crescut la Târgu Jiu. Mai am un frate mai mare ca mine cu 2 ani și o soră mai mică cu 7 ani. Deci sunt de la Brâncuși, ca să zic așa. Prin mine curge... Izvor al arte. Bine, el este... Geniu și... Dar a mai lăsat ceva și lui. Pentru... Da, dar câteodată, așa știi, și când am emigrat în Canada, simțeam așa, pentru că noi, artiștii, avem o limba noastră, o comunicare a noastră pe care nimeni nu ne-o poate lua. Și tocmai de aceea noi că intrăm în sufletul celui care a scris sau în sufletul celui care interpretează sau în sufletele celorlalte ca să putem să transmitem și există această empatie. Și când eram în Canada în anii mei de, nu de privegie, de emigrație acolo, mă gândeam la el pentru că și el a emigrat în Franța și... Există o luptă noastră a emigranților, a artiștilor emigranți și cred că și el a trecut prin multe și a fost încercat de multe lucruri până a reușit să creeze și câte zbatere au existat și în el în acel atelier al lui din Montparnasse. Am scris o piesă de teatru și legată de aceste lucruri și de opera lui Eminescu și sper din tot sufletul să o public cât de curând. Chiar această piesă am produs-o cu actorii teatrului Nostrum. Eu sunt și director artistic la Teatrul Nostrum, un teatru independent bucureștean care este afiliat Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România. Și această piesă am jucat-o la un centru cultural din București, Centru Cultural Mihai Eminescu, și cu 10 actori, 10 monoloage, care vorbeau despre statuile, despre operele lui Eminescu și despre iubirile lui Brâncuși.
Deci cam atât despre Brâncuș. Brâncuș, mon amor. Ne întoarcem la tine și la copilăria ta. Sau când ai știut că vei fi actriță? Ai avut vreodată altă opțiune sau pur și simplu ai știut că vei fi actriță? Eu am terminat liceu de mate fizică, cu profil mate fizică, liceul Tudor Vladimirescu din Târgu Jiu. Acum nu vreau să mă laud. Am fost foarte bună. Până în clasa 8 am avut 10 pe linie. Deci am terminat clasa 8-a cu 10 pe linie. Am intrat la liceu, la liceu real, la profilul mate-fizică, dar nu mă mulțumeam, pentru că de mică jucam, eram în toate brigăzile artistice, cum era pe vremea aia, se obișnuia pe vremea aceea, eram recitatoarea școlii, luasem premii la cântarea României ca povestitoare, ca recitatoare, absolvisem școala populară de artă și tot timpul când intram în contact cel puțin cu cadrele didactice, mă încurajau, ziceau, tu, actriță, tu ești foarte talentată. Bine, eram și un bondoc, eram un copil mic care tot timpul vroia să fie în față și să spună poezii, să transmită un mesaj. Cred că microbul așa de când m-am născut, dar am început să conștientizez cam prin clasa a doua, a treia. Atunci mi-am dat seama că îmi place foarte mult nu să fiu moț în față, dar să învăț poezii, să le recit, le iubeam și recitam cu atâta dăruire și cu atâta pasiune încât mai ales vecinii mă scuipau să nu mă deoarche. Sau când mă jucam în fața blocului cu copiii, cu prietenii mei, ei luau așa, știi, bine, tu ești prințul fermecat sau tu ești albă ca zăpada. Și așa era tot o joacă. Eu dacă n-aveam credință, mă supăram, plângeam. Nu, trebuie să fim serioși, tu trebuie să fiu albă ca zăpada de adevăratelea, nu așa. Știi? Și lucram la costumașe, la toate, făceam spectacole în fața blocului, cu scenă improvizată, cu lucruri, cu tot să fie punctual, cu repetiții, deci în toată regula. Deci atunci... Și după terminarea liceului ai mers la teatru? Da, și mi-am dat seama că ăsta e drumul meu. Dar cel mai mult mi-am dat seama că, într-adevăr, asta este menirea mea pe pământ. În momentul în care am emigrat, eu nu știam limba engleză și nu mi-a fost ușor. Când ai emigrat? Am emigrat în 1997, după turneul cu Danaidele. Eu am intrat într-un proiect internațional imediat după ce am terminat facultatea. Proiectul Danaidele, în regia maestrului Silviu Purcărete, și am avut ocazia cu acest proiect să pot participa alături de actori marei scenei românești, dar și de 100 de actori tineri. Era o mega producție Danaidele, un fenomen teatral al anilor 95-97, 1995-1997. Și am emigrat, am absolvit facultatea, am intrat în acest proiect, am fost la Craiova, am făcut ucenicie timp de 3 luni, unde ne-am pregătit pentru premiera acestei piese de teatru și cu această piesă am avut privilegiu să particip la cele mai importante festivaluri din Europa, festivaluri de teatru, iar punctul culminant a fost cu reprezentații, 13 reprezentații la Lincoln Center Theatre Festival în New York, pe Broadway. Acesta, eu zic, a fost un merit și al meu, dar a fost și un noroc. A fost un moment strategic care mi-a schimbat drumul meu în viață, pentru că după ce s-a terminat acest turneu în Los Angeles, în New York, am decis să rămân în America și am emigrat. Și vreau să spun, să ne reîntoarcem, când am știut exact că aceasta este menirea mea, să fiu actor și în plus trebuie să și scriu, să mă exprim și mai bine, a fost în primii 2 ani de emigrarea mei în Canada. Pentru că timp de 2 ani eu nu m-am putut atinge de scenă, de teatru. Mă duceam, vedeam cât puteam eu de mult teatru și vedeam filme și mergeam la workshop-uri în Canada. Dar din cauza limbii, pentru că nu vorbeam fluent și nu puteam să mă exprim în limba engleză,
eram dată la o parte, știi? Și nici eu nu îndrăzneam, pentru că este o concurență acerbă în România, dar îți dai seama cum este acolo. Și atunci am zis, ce fac eu, că eu nu pot să fac altceva? Zic, să-mi schimb profilul. Bine, îmi schimb profilul, că trebuie să supraviețuiesc, trebuie să fac ceva. Și am învățat engleză, dar ce profil? Că am făcut și un institut de psihologie a copilului, am ajuns și predam, eram profesoară, children teacher, așa se zice acolo, într-o școală privată care pe sistem Montessori, dar în același timp nu eram fericită și atunci am zis, eu trebuie să fac asta, asta trebuie să fac. Și am început și am scris piese de teatru în limba engleză, le-am introdus în festivaluri, a avut, prima mea piesă a avut un succes colosal, a fost aleasă din, am intrat într-un festival maraton pentru că eu nu-mi permiteam să îmi închiriez sală să fac și atunci am intrat în acest festival care era și cu concurs și am fost, erau aproape 50 de piese de teatru, un festival maraton de teatru și am fost printre primele 7. Un mare succes. Da. Și lucrul ăsta mi-a dat foarte mare curaj și atunci am început, am scris, m-am dus pe la audiții, în fine, și a început comunitatea canadiană, comunitatea teatrală canadiană să mă cunoască și să mă ia în serios. Cât ai stat acolo? Păi am stat 10 ani în Canada și ai jucat după aceea destul de mult. Am jucat și numai în limba engleză. Nu pentru că eu vroiam, e pentru că așa a fost să fie. Zic că am încercat să am o colaborare cu comunitatea românească și asta nu mi-e jenă să spun niciunde. Și chiar și acolo, pentru că pentru mine a fost dureros, pentru că vroiam și eu să mă aciuiesc pe lângă românii mei. Dar nu au răspuns pozitiv și atunci am zis, eu trebuie să supraviețuiesc, eu trebuie să fac ceva. Nicoleta, draga mea, după 7 ani de Canada, când jucam acolo și când am luat toate premiile într-un festival, de la premiul de actorie până la premiul de dramaturgie, premiul publicului, necunoscând pe nimeni, iar peste tot, chiar și la televiziune, scria acolo actrița româno-canadiană, de Romanian Canadian Actress, Claudia Motea, și se dădea un film trailer în care erau invitați oamenii să vină la spectacol la mine și sala era plină și în toată sala nu existau decât 2-3 români. Asta, ce să-ți mai zic, era o durere era mare o pentru durere. Mine. Da. Și atunci am zis, eu trebuie să merg pe linia asta, mă acces numai pe partea asta, joc numai în engleză. Nu mi-a fost ușor, pentru că eu acum vorbesc ok engleza, dar vorbesc încă cu accent. Mi-aduc aminte și data trecută cu Ionel aici, chiar am spus și atunci tot despre acest accent al meu în engleză. Dar am muncit mult, am crezut foarte mult în mine și în profesia mea și roadele au fost frumoase după câțiva ani de studiu, de perseverență, de credință nestrămutată, nestruncinată. Și de ce ai luat decizia să te întorci totuși în România? După ce te-ai realizat practic acolo? Păi am luat decizia, bine tu acum să nu-ți închipui că zici, mamă, te-ai realizat acolo, n-am ajuns la nivelul lui Angelina Jolie sau așa, pentru că atunci asta înseamnă o realizare wow, știi? Și la nivel nu hollywoodian, la nivel mondial, universal. Eu am reușit pe propriile mele forțe să trăiesc frumos, o viață decentă, să trăiesc din teatru, deci din meseria mea, asta din profesia e, că mea. În teatru nu prea sunt vezi, vedete greu și aici, genul, da, barem acolo. Da. Și totodată să-mi fac producții teatrale, pentru că mi-am înființat o companie de teatru și am început nu numai să scriu piese de teatru, dar să le și produc. Tu acum nu-ți închipui că făceam mega producții. Făceam producții cu câte 3-4 actori, dar pentru mine era un lucru extraordinar, pentru că toate piesele mele se bucurau de succes, spectatorii când vedeau canadienii, când vedeau un afiș cu mine, știau că este o piesă bună și veneau cu drag. La fiecare reprezentație se sculau în picioare. Să știi că la americani și la canadieni nu se obișnuiește atât de mult să te scoli în picioare la finele unui spectacol și să aplauzi, cum e aici. Acolo, dacă într-adevăr te respectă și într-adevăr le merge mesajul tău la inimă, ei la sfârșit într-adevăr se scoală în picioare și te aplaudă. Te ovaționează și în picioare. Da. Și m-am întors în România pentru că începusem să gândesc nostalgic într-un fel.
Au fost și câteva situații ale familiei mele care mă trăgeau înapoi, mă chemau, nu mă trăgeau înapoi. Situația mamei, situația de sănătate a mamei și totodată bunica mea, o pierdusem pe bunica. Suferisem cumplit că nu putusem să fiu în momentele acelea aici. O ajutam, îi acordam mamei mele suport financiar, dar nu era prezența mea aici, așa, și plus de asta începusem să gândesc nostalgic, melancolic și totodată văzând strălucirea acolo și văzând că această cunună cu premii, cu de toate, regretul meu mare era, măi, dacă eu după ce, pentru că eu am intrat imediat în proiectul Danaidele după ce am absolvit facultatea și am plecat, deci de mine nu s-a mai știut. A, că am jucat în timpul facultății, am avut colaborări cu Teatrul Bulandra, cu Teatrul Notara, cu diferite teatre de prestigiu din București, dar eu am plecat după aceea, da, și practic uită. Eu ca actriță m-am format în Canada, deci acolo a fost toată mislirea mea și apogeul, nu carierei, dar apogeul meu într-o primă fază în carieră. Și am zis, măi, dacă eu aici, uite că oamenii mă iubesc, mă așa, mă respectă, cum ar fi să joc în propria mea limbă? Îți dai seama. Și tot timpul era o chestie așa, știi, o strângere de inimă în mine. Eu trebuie să fac ceva și în sensul ăsta. Și am venit în România, m-am reîntors, am avut câteva reprezentații cu o piesă pe care am jucat-o acolo în Canada și care a luat premii. Am jucat-o la diferite teatre în București și în țară și am văzut că se creează o oportunitate de a juca foarte mult în diasporă. Eu dacă eram acolo în Canada și în Los Angeles, eu rămâneam acolo izolată, deci eu nu mai puteam să mai vin sau să mai am o comunicare mult mai apropiată, chiar cu părinții, cu familia, cu prietenii, cu foștii mei colegi. Și, nu știu, m-a tras dorul ăsta de casă, m-a tras foarte mult limba română. Dacă știi că... Pentru ziceam, un artist, cred că este foarte mie, important. Este, un om care scrie, da, și care este un vorbește al cuvântului. Și m-am îndrăgostit în România. Știi cum e? Casa este unde ți-e inima. Și așa a fost să fie. Dar mă bucur... Vezi, eu nu sunt... Nu sunt statică să zici, băi, gata, acum sunt aici și gata, n-aș putea să stau numai în România. Eu dacă nu-mi iau zborul să plec în America, să plec prin Europa, nu simt că exist. Și atunci pot să plec, să fac foarte multe lucruri. Acum sunt și director la acest teatru în București, sunt și profesor de artă dramatică la unul dintre cele mai importante centre culturale din București. Am și un ONG prin care realizez toate aceste spectacole. Sunt și reprezentant Libris pe București și acest lucru mă angajează foarte mult, pentru că pe lângă toate prestațiile mele artistice în domeniul teatral, fac și lansări și prezentări de cărți. Ce frumos scrie aici la voi afară pe ușă. O încăpere fără cărți e ca un trup fără suflet. Urcam spre voi și mă gândeam la acest lucru. Și eu tot timpul încercam să mă îmbogățesc interior ca să pot să dau mai mult, să primesc iubire și să ofer iubire. Dar faptul că scriu acum mă ajută mult mai mult să mă exprim în domeniul artei. Și zic, măi, dacă cum simțeam eu acest lucru înainte? De exemplu, și aceste recitaluri pe care eu le fac, legate și de Eminescu, eu le trec prin filtrul meu personal și nu le las doar așa mot-a-mo. Le bag, le fac, le succes, le învârt. Dacă nu mi-aduc eu nota mea personală, scriitoricească, nu mă simt bine. Nu știu, poate să fie un defect, dar poate să fie și ceva inedit. Mă bucur că ai dus vorba, da. Așa, ai văzut că eu n-am zis nimic, pentru că principala ta preocupare și menire este aceea de a fi actriță. Și am lăsat să desfășurăm acest fir al vieții tale, dar desigur nu trebuie să omitem că ai venit aici cu două cărți, cu cele două cărți ale tale și cu un CD și eu o să vreau să le prezint și să ne spui în ultima parte a emisiunii despre ce este vorba. Într-adevăr, să știi că la mine
totul duce la actorie. Și ca să scriu, o fac așa cum am spus și mai devreme, ca să pot să transmit mesajul mult mai complet. Aceasta este ultima mea carte, o carte care a fost lansată la Târgul Internațional de Carte, Libris Brașov, pe data de 22 martie. Știu că în acea zi, știi cum, aveam niște emoții atât de mari. Este o carte care are o legătură directă cu Iași. De ce? În urmă cu 2 ani am venit aici la comemorarea pogromului de la 1941 și tot ceea ce am văzut eu acolo și am trăit pe viu m-au inspirat ca să scriu povestea acestei cărți. Această carte, Shalom Israel, conține o piesă de teatru care are ca subiect o poveste de iubire între un evreu și o româncă. Are 41 de poeme, sau mai precis de micropoeme, luate, inspirate tot dintr-o viață trăită, și conține 22 de interviuri luate la personalități ale Federației Comunităților Evreiești din România. Prefața se bucură de cuvintele președintelui dr. Aurel Weiner, care este președintele Federației Comunităților Evreiești din România, iar postfața este scrisă de Alexandru Florian, care este directorul general al Institutului de Studiere al Holocaustului din România. Deci am menționat aceste nume ca să, draga mea Nicoleta, ca să-ți dai seama că această carte chiar are o credibilitate și are, să zicem așa, o valoare extraordinară, pentru că acești oameni, aceste personalități, încă din start i-au dat atenție. Și dacă acești oameni au dorit să fie incluși în această carte, înseamnă că această carte, pe lângă acel strigăt pe care eu vreau să-l dau umanității, se bucură de susținerea, nu numai a comunității evreiești, de susținerea multor etnii care sunt nu numai aici în România, în întreaga lume. Ce intenționez cu această carte? Deja a fost preluată pentru Muzeul Holocaustului din Los Angeles, unde acum trebuie să fixez data pentru o lansare și o reprezentație a unui spectacol care are la bază tocmai... Deci este și un spectacol multimedia. Un spectacol multimedia care constă în jocul meu actoricesc, dacă poți să vezi aici sau când o să... Da. O să o arăți la aici cameră. Sunt eu, într-o chiparea unui chiar personaj. Chiar m-am întrebat. Da, dacă ești de la Auschwitz. Eu sunt aici și vezi, unii oameni când au văzut coperta sau ideea mea înainte de a face această copertă, și chiar colegi de-ai mei actori ziceau, tu ești nebună să te pozezi așa urâtă, Doamne, că te sperii, că așa, sau alți oameni, știi, ziceau, nu, că tu trebuie să te vezi în feminitatea, cu feminitatea ta, cu frumusețea ta, așa. Dar ești actriță. Nu, da, aici este un personaj, vezi, tu iei mesajul exact cum trebuie. Și, da, și tu crezi că cartea asta o să aibă căutare când ei te văd așa, zic eu, va avea căutare, pentru că fiind făcută cu suflet și fiind tot ceea ce este înăuntru ei se va transmite în afară și are un alt soi de frumusețe. Nu constă în această imagine. Este un mesaj al suferinței până la urmă. Este un mesaj al suferinței. Vorbim despre pogromul de la 1941, de aici din Iași. Iar piesa, ca personaj central, are pe Iancu Zuckerman. Iancu Zuckerman, care are 97 de ani, care este unul dintre ultimii supraviețuitori ai pogromului de aici din Iași și care în această piesă apare ca personaj simbol, inima supraviețuitorului. Și el a citit piesa, a fost la toate lansările, am avut o frumoasă lansare și la Brăila și a fost și zguduit, dar în același timp foarte, foarte fericit. Cred, era ca un fel de împlinire, De împlinire, un alt om spune despre acest lucru și mă face pe mine într-adevăr să iert și mai mult istoria și pe acei oameni care au făcut aceste atrocități în acea perioadă de timp.
Ce să mai spun despre această carte? Pe 19 iunie va fi lansată la București. Va avea o lansare grandioasă pentru că deja s-au anunțat multe personalități din lumea socio-cultural-artistică a Bucureștiului. Normal că vor fi prezenți cei care, domnul Alexandru Florian, directorul de la Institutul pentru Studierea Holocaustului din România, care va, de altfel va lua și cuvântul. Voi avea printre cei care vorbi pe domnul Geo Popa, care este secretar de stat în Ministerul Culturii și Identității Naționale, va vorbi Mircea Meionescu, care este și dramaturg, dar este și consilier în Ministerul Culturii, bineînțeles o reprezentanță de onoare de la editura Libris Editorial, și prietenii mei, colegi din teatru, și voi avea chiar și câțiva copii, cei mai talentați sau dintre cei mai talentați de la centru unde eu predau artă dramatică, care ei și-au exprimat dorința că vor să vină și să spună câte o poezie. Haide să ne spui și tu o poezie și, după ce ne prezinți cartea. Bine, și vrei să o prezinți și pe aceasta? Aceasta este Prelud din Cetatea Soarelui. Este într-o nouă reeditare. Prima a fost sub egida Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România și a doua este la Libris Editorial. Este o carte pe care am dăruit-o la mai multă lume, care chiar s-a vândut foarte bine. Ambele cărți, aceasta, anul acesta, deja a trecut pragul în Europa, pentru că a fost prezentă la târgul de la Torino, iar aceasta a fost în minim 7-8 târguri internaționale. Ziua națională a românilor din Los Angeles s-a făcut și cu s-a realizat și cu un moment datorită lansării acestei cărți în Los Angeles, și s-au citit poeme din cartea mea la Ziua Națională a Românilor, a României, la Ziua Națională, da, în Los Angeles. Și după această carte s-a făcut acest CD-ul, un CD-ul care e constituit din poezie rostită de mine și muzică de jazz. Sunt acompaniată de Lucian Sabados, care este directorul Teatrului Dramatic Maria Filoti din Brăila. Este un recital pe care eu deja l-am jucat și la Brașov, l-am jucat și la Brăila și acum îl voi juca la București, la Teatrul de Artă și Teatrul Dramaturgilor. Și sper să aibă așa o continuitate frumoasă. Ce să-ți mai spun? Te las să ne citești, da? Un pic din cartea ta. Din asta vrei să citesc? Nu știu, de unde vrei tu? Mai multe texte, aș vrea ca să ne facem așa o idee de cum scrii. Bine. Uite că zbor și în primul avânt te iau cu mine. Te iau cu mine pe aripi albe. Închide ochii și ferecă-ți inima. Ferecă-ți inima până devine clepsidră. Clepsidră. Ce timp de nisip al vieții. Stai! De ce ți-e frică? Zborul te înalță, te cutează. Hai, ține-te bine, doar ține-te bine printre plăceri și vise. La întâmplare am luat-o, dar aș vrea să citesc o poezie de aici. Citesc La voia întâmplării, că nu-mi place așa o regie. Haideți să citesc o poezie. Azi de dimineață am vizitat sinagoga de aici din Iași și m-am întâlnit cu domnul președinte, domnul Abraham Gilman. Am avut onoarea să-l cunosc și pe domnul director Vasile Tiron de la Cultură de aici, de la primăria din Iași. Și acolo, așa, spontan, le-am spus poezia În pădurea vulturi, pentru că este o poezie pe care am scris-o imediat după ce am avut o discuție telefonică cu președintele, domnul Abraham Gilman. Este o poveste zguduitoare despre ce s-a întâmplat cu adevărat în pădurea vulturi la Popricani, unde o femeie a fost ucisă fiind gravidă și a fost ucis copilul.
Domnul Gilman are și un interviu în carte și relatează acolo mai multe povești legate de pogromul de la Iași de la 1941. O citesc. În pădurea Vulturi, la Popricani, erau cu toții aliniați și muți de spaimă. Femeia a privit mai întâi cerul, apoi s-a mângâiat pe burtă. Vulturii zburau deasupra, se zgomoteau într-o limbă carnivoră, într-o limbă carnivoră de nedescris. Femeia a ieșit din rând și a implorat: nu trageți, sunt gravidă, aveți milă, aveți milă de propriul copil. Soldatul s-a apropiat și a privit-o lung, teleghidat. Da, teleghidat, a scos baioneta și i-a înfipt-o în pântec. A spintecat femeia și i-a scos copilul, apoi sub ochii lor, ai lor, ai tuturor, l-a omorât. A omorât copilul. Țipătul femeii se confunda cu cel al vulturilor. Pădurea țipa și ea de îi se spărgea inima. Sânge, sânge prin frunze, prin crengi, prin viața ei. Mama ei de pădure sălbatică, mama ei de neînțeles pădure, mama ei de viață feroce. Ce tragedie, cuvântul mamă, ce tragedie între tine, pământ și ceruri, ce tragedie și ce blestem. Până și pe ape trebuie scrise aceste cuvinte. Care este opusul iubirii? Este scutuitoare, cât? Spectacolul va fi într-adevăr scutuitor, pentru că am filmat la monumentul memorialului Holocaustului. Am filmat cu Iancu Zuckerman, l-am dus astă iarnă în plin ger, în pădurea Băneasa, și l-am filmat acolo printre copaci. E o imagine zguduitoare. El a devenit copac, exact ca și copacii ăia. Are poze și filmările alea, zici că este un copac dintre acei copaci din Băneasa. Și am filmat în mai multe locuri. Am filmat la Templul Coral, sinagoga din București. A venit inclusiv, am filmat cu prim-rabinul, care a fugit de la o mormântare să vină să facem filmarea, pentru că în final există, în finalul spectacolului Media, va exista o rugăciune evreiască, un kadiș rostit tocmai de prim-rabin. Și există un ritual la ei. Nu ai voie să zici o rugăciune. Asta este cadișul despre Holocaust. Și a trebuit să aduc 10 evrei, să adunăm în sinagogă, să se închidă anume, să se rezerve tot numai pentru acest moment. 10 evrei de aia cunoscuți, recunoscuți după mamă. Și a fost foarte greu, pentru că sunt toți în vârstă și au venit acolo să filmăm și să facem acest ritual. Da. Dacă tu îmi permiți, aș vrea să zic doar această poezie din final. Te rog. Pentru că e o poezie cu happy end și toate lucrurile trebuie să aibă lumină în final și să fim fericiți. Încheie cu iubire. Să se încheie cu iubire. Și asta chiar, într-adevăr, e o mărturisire de iubire. Vino și așează-te în altarul curat al vieții. A mai rămas doar o coastă din Eva. A trecut atâta vreme și Adam a fost deja osândit în stea. Vino și așează-te în altarul curat al vieții, omule. Vino și așează-te în altarul curat al vieții. Mulțumesc, Claudia. Mulțumesc pentru această emisiune, pentru toate emoțiile pe care le-ai adus astăzi în platou. Și sper ca toate spectacolele și tot ce scritul să rămână așa cum le-ai prezentat astăzi în acest platou de la Apolonia TV. Pline de iubire, de copilăria, de copilul din tine, ca să spun așa, de lumină. Mulțumesc, și tu ești un om extraordinar.
iubire la toată lumea. Dragilor, noi ne regăsim săptămâna viitoare la confesiuni. La revedere!